I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas all the day with someone else. I guess he's stuck thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. But he's not here and I'm not there. I don't know what he wants now, but I don't care. Yeah. Oh, bells no more. Oh, 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 he missed out on love, and that's for sure. Oh, 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 he ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he missed out on love, and that's for sure. I don't know what he wants now, and I don't know why he said all the things he said to me. He means nothing to me now, 'cause there will be someone who would not complain to drive all night, all day to celebrate Christmas with me. 'Cause you're not here and I'm not there. I don't know what you want now. Știu de ce mi-am imaginat eu că v-aș putea arăta outfitul stând așa pe podea, la oglindă, în felul ăsta, pentru că tot ce puteți vedea e asta, cam atât. Dar noi să fim sănătoși, că ninsoare avem din plin. Este marți, astăzi este startul unui nou daily vlog și ninge, ceea ce cred că ați văzut, pentru că am filmat de când m-am trezit în total boala și oripilată fiind și terminată, gândindu-mă că stai să vezi trafic, stai să vezi frig, stai să vezi nebunie ce o să fie în oraș, m-am pus și am filmat, să fiu sigură că vedeți și voi și suferiți alături de mine, la un moment la care sper eu totuși că nu o să mai fie ninsoare. Doamne, ajută să se topească. Deci ninge în grozitor. Ninge foarte tare sau ninge foarte mult, cum vreau să-i spuneți. Și e frumos așa, știi, când te uiți pe geam, arată foarte drăguț. Problema este în momentul în care trebuie să ieși din casă, ceea ce mi se va întâmpla și mie. Cu toate astea, am un respect și o apreciere deosebită pentru curierii care au venit astăzi. Am primit două pachete, ăsta, și mai e o chestie care e pe podea. Le-am scos, le-am despachetat, am și aspirat pe aici pentru că se făcuse numai, de la cum îi spune, polistiren, cred că îi zice, de la de protecție pentru căluți și bineînțeles că Poirot, care și acum este pe pelerină, Poirot s-a jucat prin tot polistirenul ăla. Zi bună ziua la cameră, spune-le bună ziua. Zile, mă, uite-te, mă, acolo. Nu. S-a jucat cu tot ăla, l-a dus până toată casa și eu l-am aspirat așa cât de cât, dar bineînțeles că o să mai găsesc fără probleme, o să mai fie în casă vreo două săptămâni de acum încolo, o să mai fie, așa cum în continuare găsesc foarte multe ace de brad prin casă, deși a trecut atâta timp de când l-a luat mama la buză. Este distracție totală. Zic să vă arăt ce și cum, să vă arăt pachetelele astea și să vă povestesc un pic. Așadar, primul exponat al zilei este acest căluț din ceva, cred că... ceramică, rigips, nici nu știu, să știți că partea asta de aici nu este din lemn, doar bucata de aici, de jos este din lemn. Nu e el foarte mare, dar e foarte vechi, asta m-a atras foarte mult. Poate puteți observa că are niște zone deteriorate aici, în partea asta, uite, i s-a mai luat vopseaua, nu e într-o stare foarte bună, uite și aici pe... păr, sper eu că îl vedeți pe el și nu pe mine. Sunt mai multe zone din astea deteriorate, chiar și pe suport. Dar e foarte frumos și e vechi, are aproape 100 de ani, asta mi-a spus domnul de la care l-am cumpărat, mie atrăgându-mi atenția pe OLX. L-am găsit acolo într-una din căutările mele, pentru că am obiceiul de a căuta tot felul de antichități, sau, mă rog, lucruri vechi, nu mă uit în mod special după modă, bijuterii, nu, de fapt mă uit după orice, de la căluți până la măsuțe de toaletă. Măsuța mea de toaletă, aia frumoasă, pe care am luat-o de la Botoșani anul trecut,
Dacă vă amintiți, v-am mai povestit eu că am căutat după măsuță un an de zile, poate chiar mai bine, dar de tot îmi doream să găsesc ceva super pe placul meu. Și în momentul în care am găsit-o pe asta, extaz nebunie, dar pe Olix am găsit-o, am avut super baftă cu ea. E, și tot așa, caut destul de frecvent în rubrica de artă, parcă sport, timp liber, artă, ceva în zona asta, pentru că acolo găsesc de multe ori lucruri vechi, antichități și nu caut ceva anume. Dar în momentul în care am văzut asta, mi s-au aprins așa beculețele și am zis că ar fi o idee bună să-l cumpăr eu pentru mine și să-l folosesc ca obiect de decor. Nu neapărat ca să facă ceva, adică nu trebuie să aibă strict o utilitate, dar cred că v-ați prins deja că mie îmi place așa cu decoratul, cu esteticul. Chit că asta înseamnă casă, chit că asta înseamnă propriul corp și da, sunt cu năpârliciosul ăsta pe mine. E ok, noi suntem sănătoși. Da, și l-am găsit pe ăsta, am dat comandă, am discutat întâi cu domnul care a fost foarte drăguț și mi l-a trimis și aveam super mari emoții pentru că mi l-a trimis de undeva de departe, din vestul țării și ne gândeam cum facem ca să ajungă să întrec la București pentru că îmi povestea că am mai trimis unei doamne, nu știu ce, acum ceva timp și a ajuns bucăți la București și am încercat să găsim o soluție, nu știu, poate găseam un intermediar să vină de acolo la București, n-am găsit până la urmă și mi-a zis așa, haide să facem în felul următor, îi facem asigurare ca să fim siguri că totuși vă recuperați banii în cazul în care, Doamne ferește, ajunge spart și să-l punem pe curierat, împachetat bine, înfoliat, cu polistiren din ăla, cu hârtie, ați văzut probabil că m-a chinuit ceva până când l-am scos de acolo. Și din fericire am avut baftă și a ajuns întreg, adică toate zonele astea deteriorate pe care le are, mi le-a spus din start, mi-a arătat poze că am avut și eu grijă să întreb defecte, spuneți-mi exact ce are, că nu mă interesează să fie nou, îmi dau seama că nu are cum să fie nou, ținând cont de vechimea lui, dar să știu exact cum arată, că în cazul în care este zgâriat, deteriorat, așa nu e o problemă, dar dacă nu are un picior, asta e cam nasol. Și a fost foarte drăguț, mi-a dat toate detaliile, mai sunt și oameni din ăștia, am avut colegi și experiențe nasoale cu oameni care nu știu să dea bună ziua, nu mai zic de mulțumesc, astea deja la, mă rog, în fine, la un nivel mai avansat, dar au fost și experiențe foarte ok cu oameni de genul ăsta care chiar au fost săritori și au făcut tot posibilul ca și eu ca client să fiu mulțumit. Ba chiar m-a și sunat domnul după și m-a întrebat dacă e tot în regulă, dacă a ajuns bine. Eu i-am confirmat în momentul în care am primit pachetul, i-am trimis un mesaj pe WhatsApp, zic că a ajuns, vă mulțumesc mult. După care el m-a sunat înapoi, nici măcar nu mi-a răspuns la mesaj să se asigure că e tot ok, că a ajuns bine, că era ceea ce îmi doream și ia uite, foarte, foarte tare că mi se pare că face business așa cum trebuie, așa face și eu. Dacă aș avea o astfel de afacere, m-aș asigura că acel client care cumpără de la mine e mulțumit de serviciu și bineînțeles că îi returnez și eu măcar o mulțumesc, mi se pare minim de bun simț. În fine, deci a fost odată căluțul ăsta, după care o experiență mai puțin plăcută din punct de vedere al sincerității vânzătorului, ceea ce vă spuneam și mai devreme, numai că un caz relativ opus. Mi-a venit un pachet, tocmai din Germania, o pelerină pe care am comandat-o de pe Etsy. Și este absolut superbă, îmi place foarte, foarte, foarte mult. E dubioasă, e în stilul ăla al meu, psihopupu, știți voi? Arată așa, este neagră și pelerina ea în sine este simplă, vedeți, e materialul ăsta negru. În partea de jos are niște volănași așa drăguțe, iar aici sus este gulerul ăsta așa imens, e absolut imens, e gras și sunt foarte, foarte multe volane negre. Se prinde cu niște găici pe aici, este o pelerină grea, groasă, adică are o anumită prestanță, nu e un material din ăla subțirel, nu e foiță de ceapă. E chiar, nu știu, dă senzația de calitate în momentul în care simți materialul ăla greu așa pe tine. E foarte plăcut. Arată foarte bine. Finisajele sunt foarte mișto, este cusută foarte bine, detaliile sunt frumoase, materialul, adică n-am nimic, nicio plângere aici, chiar a venit împachetată foarte bine, poate ați văzut că aveam acolo și o, nu știu, o felicitare sau un thank you note, cum trimit americanii, poate știți că trimit bilețele din alea de mulțumire, există chestia asta în cultura lor, totul foarte ok, a ajuns bine, în fine. Problema, însă mă veți întreba care este... Problema este că oamenii de la care am cumpărat-o au declarat-o ca fiind o pelerină de la 1800. Deci au zis că ăsta este un articol vechi, vintage de nu știu cât timp. Nu scria nicăieri că de fapt asta este o reproducere. Lucru care se vede cu ochiul liber, adică nici nu e nevoie să te uiți foarte atent pentru că îți dai seama când vezi cusăturile astea, când vezi condiția materialului, e nouă, e făcută nouă. Este evident o reproducere a ceva de atunci, dar nu e un produs autentic și mă irită foarte rău lucrurile astea pentru că mă simt prostită și urăsc să mă simt prostită, adică n-am ciungă în păr, știu foarte bine cum ar trebui să arate. E, și acum eu nu sunt genul mahala, adică nu o să mă apuc să mă mahalagesc cu persoana aia să îi zic să-i bat obrazul, doar am să întreb, încă n-am comunicat, doar am să întreb
dacă și-au dat seama sau au făcut-o intenționat, descriind un produs care nu este real. Adică au făcut advertising pentru ceva fals și nu e ok. Că măcar spunem că tot o cumpărăm, adică tot îmi place, dar măcar spunem să știu ce cumpăr, să știu că e ceva nou sau că e ceva vechi. Eu credeam că este ceva foarte vechi. E, numai bine că nu este, e de fapt o reproducere. Altfel îmi place, e foarte frumoasă, deci n-am nimic de reproșat, numai că uite cum m-am păcălit. Și pozele erau editate de așa natură încât îți dădeau senzația că e într-adevăr un produs vechi. E frustrant, mai ales în condițiile în care dai niște bani, că nu e o chestie la 3 lei să zic că mai pun 3 și mi-au o sticlă de cola sau să zici că mai găsesc 5 în SH. Nu mai găsesc. Da, în fine, o să o păstrez oricum pentru că îmi place chiar și așa cum este, numai că sunt un pic dezamăgită de capitolul ăsta. Mi-ar plăcea să fie... aia e, că e veche, că e nouă, aia e, dar măcar să știm și noi ce cumpărăm. În fine, asta a fost cea de-a doua achiziție. Asta așa de dimineață ca să am cu ce porni daily vlogul ăsta. În cadrul zilei de astăzi, n-am nimic interesant planificat, adică o să fie o zi din aia clasică de tip acasă, muncă acasă. Cu vremea asta v-am zis, dacă ar fi după mine, n-aș... ieși deloc, sper doar să se oprească. Mi-aș dori foarte tare dacă aș putea să ajung la manicură, dar nu o să se întâmple, cu siguranță nu astăzi și nu săptămâna asta, în programare abia săptămâna viitoare. Nu știu cât vă dați seama pe acolo, dar s-a făcut foarte, foarte urâtă oja asta pe unghiile mele, oja gel, nici nu știu cum Dumnezeului să-i spun, foarte urâtă, deci n-a rezistat deloc bine sclipiciul ăsta, pe care mi l-am făcut undeva pe la Revelion, că am zis, băi, e perioada, dacă nu acum să fiu și eu această mega sclipicioasă, când? Nu există sezon mai bun de atât. E, și ea a fost drăguță vreo două săptămâni, numai că după aia s-a cojit în ultimul hal și nu vă spun că am unghie lipită cu super glue, că mi-e frică să nu se ducă cu totul. Dacă mi s-a dus cu totul, nu e vorba de aspect în sine, că nu mai e frumos, că nu mai e estetic și îngrijit, dar e vorba de unghia mea care sigur se rupe și dacă mi s-a rupt una, trebuie să le tai pe toate celelalte nouă, că nu pot să stau cu una atâta și cu restul de nouă atâta. Mă înțelegeți, este absolut superb. Da. Așa, simpluț, n-am mare lucru, vedeți, mi-am îndreptat părul, un pic de tuș la ochi, un pic de ruj drăguț pe buze, deci nu m-am complicat cine știe ce. Și acum o să mă duc să mă încalț, o să-mi iau probabil arsenalul, mănuși, fular, căciuloacă, palton, toate alea pe mine, vă arăt tot pachetul la oglindă și plec. Așa că stați. Cam așa, ăsta este exteriorul. Am pe mine parpalacul din SH, de care mă tot întrebați, am mai zis, dar mai zic. Deci ăsta a fost un palton luat cu vreo 10 lei dintr-un second hand, dus la croitoreasă, făcut pe măsura mea, mi l-am modificat așa să fie ca lumea și cred că îl voi închide, dar deocamdată vă arăt așa ca idee să vedeți și pe dedesubt. Fulărocul ăsta, care nu mai știu de unde este, dar să știți că este confortabil și îmi place super mult despre dânsul, călduros, pufos, plăcut. Căciuloaca de blănoacă pe cap de la Mini Pri. Ghetuțele de la H&M sunt cam singurele pe care le pot purta fără să alunec, singurele cu toc. Nu știu dacă vedeți că, uite, acolo în dreapta, uite acolo, mai sunt niște ghetuțe care au ajuns recent de la Marelbo. O să vi le arăt eu când o să fac colecția de pantofi, care cred că va fi săptămâna asta. Dar alea nu au toc și astea sunt cam singurele cu toc și, mă rog, astea încheie de toc. Apoi mănuși, în mâini, mi le voi pune, evident. Poșemetisul, iar pe dedesubt ați văzut, au niște bluși, puloverul ăla verde, colierul e de la Zara, dar e vechi, vechi de prin 2012, ceva așa. Am avut două, mai era la set cu unul, dar mi l-au furat colegii de apartament cu care stăteam acum niște ani. A fost ceva absolut superb, încă plâng după colierul ăla că avea valoare sentimentală. Nu neapărat că era valoros în bani, dar valora sentimental pentru mine și mi l-au șutit, știu și cine. Da, așa, deci cam asta sunt, măi, fetelor, băieților. Plec mă având și ne auzim de seară. Thank you.
zici că-s Robocop. Urâtă-i masca asta. Să nu credeți că e aia cu dovleac pe care mi-o aplic eu în mod normal și care ia urie, pentru că aia cu dov... Mamă, ce se mișcă. În fine, trebuie să mă suportați așa, oricum vă traumatizez. Așa. Aia cu dovleac pe care o folosesc eu în mod normal, o să încerc să mișc cât mai puțin gura ca să nu se mai miște. Aia cu dovleac pe care o folosesc eu în mod normal se aplică direct pe piele. Deci e așa o cremă, cam ca o pastă pe care o aplici, se usucă ea pe piele, dar de data asta nu mi-am aplicat-o pe aia, mi-am aplicat altceva. Am luat-o cu mine să vă arăt că știam că vă traumatizez și că o să mă întrebați. Tot de la Sephora, e te arată așa, e din ăsta la plic de tip șervețel și îi spune Golden, The Golden Mask. O am de ceva timp asta, dar n-am folosit-o niciodată pentru că în mod normal prefer măștile alea cremă, pastă pe care le pui pe față decât astea așa de tip șervețel. Nu știu, mă simt mai bine cu alea, dar am zis să încerc pe asta pentru că oricum îmi simt fața super uscată de... Nu știu, cred că de vreo lună așa v-am mai zis că ba se secretă prea mult sebum, ba am zone super uscate, mi se adună cojițe așa, nu știu, pielea mi se ia și de pe buze, parcă sunt cojițe tot timpul, chiar dacă mă exfoliez și folosesc balsamuri de buze, dar e de la vremea asta urâtă. Și că tot vorbeam de vreme, s-a oprit, din fericire zăpada, am văzut că începe să se ducă. Adică a fost un pic de soare și parcă s-a mai dus, dar în ce hal, din ce azi dimineață, Doamne, cred că ați văzut și voi că am filmat destul de mult atunci, deci a nins în disperare, urât, da, e frumos, v-am zis, zăpada e frumoasă, dar la munte, să fii la munte, să fii un șemineu, băi, sunt ridicol rău când vorbesc așa cu voi cu asta pe față, nu? Deci eu încerc să fiu serioasă și totuși sunt măscăriciu ăsta cu, uite, cu asta, dar eu sunt, să știți. Pe dedesubt, asta este, dacă nu v-am făcut poftă cu clătitele, măcar să vă traumatizez așa. Da, deci zic să mă hidratez un pic cu treaba asta. Zice aici că... Prieten, în engleză, lăsați-mă cu franceza. A gold look for an awesome selfie. Așa. Ci că e cu miere. Hidratează, reduce irregularitățile pielii, bănuiesc, și reface textura pielii. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Vă dați seama că este o mască... ca oricare alta, mască ca oricare alta, este același material îmbibat, atâta tot că au pus șervețelul să fie auriu, ca să pară așa mai fancy, dar altfel e exact o mască obișnuită și banală. Mai am de asta vreo 10 minute cu ea pe față, după care o dau jos și să vedeți câtă creme mi-aplic, deci o să mă hidratez ca lumea de tot, că mă irită treaba asta cu pielea uscată și pe de altă parte și secretă sebum, în fine, este o ciudățenie totală. În altă ordine de idei, în seara asta nu vreau să fac nimic, vreau doar să mă odihnesc, să mă relaxez, să mă așa, pentru că mâine o să mă trezesc super devreme, unul la mână că am o zi aglomerată și doi la mână pentru că vreau să filmez de dimineață. Mâine filmez colecția de pantofi pe 2019, nici nu știu exact, dar e mult de muncă la aia, sunt multe perechi de probat, cred că vreo 50-60 ceva de genul ăsta, trebuie să le probez pe toate, după care să fac partea de vorbire în care vă povestesc despre ele și tot mâine ar trebui să și editez clipul, ceea ce e mult pentru o singură zi, e destul de mult, dar nu prea am când, altcândva. Și vreau neapărat să mă organizez cu asta, așa că o să încerc asta seara să mă culc un piculeț mai devreme, după ce termin cu asta mă bag efectiv în pat, îmi pun un film și sigur adorm la el, dacă vine și câte un blănos, uite că Poirot se apropie. Ce faci, grasule? Vino încoace, să știți că miroase camera în momentul ăsta. Asta o să fac, am să mă bag în pat și adorm cu siguranță ca să reușesc să mă odihnesc de cât măcar 5-6 ore dacă dorm în seara asta, este bine de tot, iar dimineață fac un duș, îmi fac părul, mă aranjez, mă pregătesc și eu așa, după care o să-mi încep ziua odată ce termin cu filmarea. Dacă mi iese asta, adică dacă startul e bun, după aia o să fie ok. Sunt și un pic înghiftuită pentru că am mâncat din clătitele alea ca lumea, tată mi-era poftă, mi-era foarte poftă de clătite și aveam și ouă, aveam și făină neagră folosesc, nu pun ulei niciodată în ele, mie nu-mi place uleiul de principiu, nimic nu-mi place uleiul, că tot mai mult în clătite, dacă simt ulei așa și senzația aia de uleios, nu, dar le fac direct pe teflon. Exact așa, torna a luat-o în tigaie și nu se lipește, știți, au fost foarte ok. Și le-am mâncat cu magiun de prumne, preferatul meu, stai aici, ăla de topoloveni. Și au fost chiar foarte bune, atât tot că am mâncat prea multe de bune ce au fost. Asta este. Ok, nu vă mai traumatizez, nu mai forțez nici asta că vedeți, nu prea vrea să stea. Așa că în cazul în care v-am speriat, îmi cer scuze, sunt minunată, știu asta, dar să știți, câteodată fața mea mai arată și așa. Și e bine să le vedeți pe toate, inclusiv când sunt acest sex symbol. În viață, se știe, gata. În câteva minute îmi dau asta jos, mă culc și ne auzim dise dimineață când promit că nu mai... Dar da. Noapte bună!
E 7:30, încă e întuneric afară, cred că vedeți acolo ceva întunericime. Iar eu sunt Ghiț, deci în cazul în care o să mă auziți, să știți că îmi cer scuze de pe acum. M-am trezit de la 5 în dimineața asta ca să fiu gata să filmez. Și acum trebuie să aștept să lumineze, deci m-am trezit prea devreme. Am făcut asta pentru că o să am o zi super plină, super aglomerată și trebuie să am timp să le fac pe toate. Și sunt aproape gata echipată, însemnând că m-am și machiat, dar doar la ochi, fața o să o pun repede. Odată ce sunt gata, am totul instalat pe aici. Nu știu dacă vedeți că, uite, camera, microfonul, acolo e dezastru. Evident, rumbul... Îl vedeți, da? Stă pe fotoliu acolo, n-are nicio treabă, el e pregătit de filmare. Și am toți pantofii ăștia întinși pe jos, cu care voi face clipul, voi filma colecția de pantofi despre care v-am spus. Acum, cred că trebuie să mai aștept măcar o jumătate de oră, ceea ce este foarte frustrant. Dar e bine că nu mai sughiți. Mi s-a luat. Ceea ce e foarte frustrant, pentru că eu sunt gata, sunt pregătită, sunt echipată, doar așa, să mă retușez un piculeț, adică să-mi pun fața, nu să mă retușez, să mă dau cu un pic de blaș în obraz și puțin ruj, și mă rog, și niște sprâncene, ar fi ideal. Și sunt foarte pregătită să încep filmarea. Atâta tot că nu pot pentru că nu am lumină, ceea ce este minunat. Iarna, anul timpul meu preferat, se știe. În rest, mă vedeți, da, mi-am îndreptat părul, mi-am pus bluzița asta drăguță pe mine, pe care o am de, cred că are 2 ani de când este la mine, și am găsit-o acum când a fost mama ultima dată, weekendul trecut parcă, am umblat un pic prin haine cu ea și am găsit-o, era pusă la depozitare undeva într-o valiză, și când am văzut-o zic, a, stai că mie îmi plăcea asta, că are umeri ăștia așa bufanți, drăguți, culoare super frumoasă, vedeți, asortează cu părul și la ochi, mi-am făcut aia cu niște piersiciu roșu, ceva așa să fie în temă, mi-am pus și ăsta la gât, colierul să dăneam prost așa modest, și de altfel în picioare, ca să zic așa, mă vedeți, da? Pijamale, botoși, evident, deci în dulcele stil clasic. Mi-am făcut și o cafea, uite așa, și am mâncat mai devreme niște majun întins pe niște, nu știu cum să le zic, un fel de crânțănele, sunt așa niște pâinici ceva mai crocante, sunt cumpărate gata din comerț și am mâncat alea și cred că am mâncat cu poftă și de asta m-a luat sughițul, pentru că până să vin aici, până să vorbesc cu voi, cred că vreo 5 minute eram bucătării numai și eram din desenele animate. Bine că mi-a trecut. Da, așa că momentan asta voi face, voi aștepta până în momentul în care se luminează, după care o să încep filmarea și apoi plec la treburile mele. O să am o zi destul de lungă astăzi, am mult de umblat, am mult de lucru și la birou, trebuie să editez și clipul ăsta cândva mai pe seară și de asta m-am gândit că hai să mă trezesc cât mai devreme, să-mi fac treburile, să pot să-mi fac baie, să pot să-mi așez astea, să-mi le instalez ca să nu întârzi, că nu o să am timp să fac tot ce am de făcut. Atâta tot că... Na. E ok, noi suntem sănătoși. Este 7:31. Hai, hai tătuțu, hai. Morning glory, morning glory. Începe undeva pe la 2600 de lei pe lună. Și mi-a plăcea să văd acest 10 years challenge. Cu râdem frumos, ne trimitem tot timpul, poante. Și tu stai liniștit acolo și te duci să votezi cu cine sugerăm noi. Mie asta mi-a plăcea să văd. Una, acest 10 years challenge. Deci, cea mai vândută carte, doamnelor și domnilor, din județul Vaslui, în anul 2018, este o mizerie. Se numește Străinul de lângă mine. E o mizerie de mare succes. Irina Binder este autorul. E genul ăla vomitiv. Iar în județul Bihor s-a vândut ca pâinea caldă. Ce să facem și ce să nu facem în Sfânta Biserică? În județul Tâmbovița s-a vândut foarte, foarte bine. Băi, nenică, suntem împrejurați. Principalele porunci ale Evangheliei, Sfântul Nicodima Ghioritul, și vrea să economisească 263 de lei pe an ca să-și cumpere borhot, să citească. În schimb, harghitenii au citit foarte multe cărți pentru copii și de aceea... Shade of doubt hanging around got old. 'Cause darling, there is nothing right when all you
Vestea bună e că am terminat filmarea, vestea proastă e că n-am reușit să strâng pe aici. Cred că vedeți că au rămas cu tintinse. Uite, acolo? Unde-i rumbul? Acolo. Au rămas pantofi și pe jos și mai am unii chiar și în spate, într-o tavă. Dar măcar mi-am terminat treburile, adică ce am avut de făcut în dimineața asta, suntem bine de tot. Eu o să plec imediat ce vă prezint outfitul, care, mă rog, e doar o completare, pentru că deja ați văzut bluza, e exact aceeași. Bluza de la Zara, colierul este de la WhatsApp, parcă unul dintre site-urile alea asiatice, dacă vă amintiți, erau super în voga cu vreo 5-7 ani, ceva de genul ăsta, când încă livrau și în România. Fusta este tot de la ei. Uite așa, e o fustă din asta roșie, am o iubesc de nu mai pot pasta. Am luat-o atunci în perioada aia și a fost una dintre cele mai bune achiziții de la ei, chiar dacă sunt asiatice, adică nu e nicio problemă. Chanel-ul, cizmele de la Stuart Weitzman și haina asta vintage pe care oricum o voi încheia, dar am vrut să vă arăt pentru un moment. Asta este cea pe care am avut-o la Timișoara. E una dintre preferatele mele, veche vintage ea. Sper că o vedeți ca lumea. Și cam asta sunt pentru un moment. Acum o să plec și cel mai sigur că mă voi auzi cu voi când ajung acasă de seară și sper să vin cu vești bune, super bune la voi, pentru că astăzi cred că iau mașina. Adică am început deja demersurile, n-am apucat să vă zic, dar am început demersurile, am achitat-o și ar trebui să o pot ridica. Ceea ce ar fi nemaipomenit. Sunt entuziasmată și emoționată maxim. Așa că sper să vin cu vești bune de seară și să nu vorbesc prostii acum. Ok, fug. Ne auzim în cazul vostru în câteva secunde. Malder de umerașe, aici, în stânga mea, sunt toate alea care în mod normal ar fi pe stander. Standerul ăla din birou, unde cred că ați văzut, nici nu știu dacă v-am spus, dar de văzut ați văzut sigur, dacă ați urmărit mai devreme, că am ordonat hainele în ordinea rogvaiv, în ordinea culorilor și ca să pot face asta, a trebuit să dau la o parte toate hainele care erau acolo, să vin eu cu 7, cred că 7 R-O-G-V-A-I-V, 7. Am zis bine, 7 culori sunt acolo, a trebuit să le dau pe alte la o parte ca să am loc de cele 7 și să se vadă așa frumos și drăguț acolo. Așa că momentan mă sprijin pe ele. Mai devreme s-au sprijinit și pisoii, bineînțeles că le-au călărit în ultimul hal, bineînțeles că sunt pline de păr, dar am așa o stare euforică și sunt atât de bine dispusă încât nici nu mai contează. Nu că le-aș fi luat gâtul în cazul în care eram ceva mai supărată, dar probabil că m-ar fi afectat mai tare având în vedere că este o luptă interminabilă asta cu părul de pisică. Dar, cred că ați văzut. Evenimentul zilei, evenimentul lunii, probabil că și al anului, habar, nu știu ce o să vină, dar s-a întâmplat asta în sfârșit. S-a întâmplat asta. Am luat mașina fetelor și băieților. Încă sunt pieton, adică pieton o să fiu mereu, dar există și automobil în dotarea, în zestrea, palabaniană, dacă vreți să spuneți așa. Întâi de toate vin cu mulțumiri pentru toate fetilii, toate gagicilii, că mai mult ați fost fete. De fapt, nu cred că am avut recomandări din astea automobilistice de la niciun băiat. Sper să nu v-ați câmpit, dar nu mi-amintesc în clipa asta. Dar ați fost foarte multe care mi-ați recomandat o felul de chestii, care ați venit cu sugestii de mașini sau, mă rog, să fie automată, să fie manuală, mi-ați venit cu recomandări de încălțăminte, bineînțeles cu felicitări și alte lucruri de genul ăsta și știți că, într-adevăr, contează și m-am bucurat foarte mult să le citesc pe toate. Am ascultat sfatul acelora care mi-ați spus să încerc mai bine cu o mașină automată, că o să-mi fie mai ușor. Și eu nu condusesem până la momentul la care am ajuns în reprezentanțele de mașini. Nu condusesem niciodată o mașină automată. Am făcut școala pe o mașină manuală și nu mă atinsesem deloc. Și după ce am terminat școala și ați văzut că am mai condus pe aici prin București, nu mașina mea, evident, am condus o mașină manuală. Deci nu știam ce să mănâncă, nici la momentul ăsta nu pot să zic că știu în mod deosebit, cu toate că, vă dați seama, m-am jucat un pic, i-am făcut și un test drive ăsta ia până să iau și am decis până la urmă că e mai bine cu o mașină automată și că îmi va fi mai ușor. Mai ales că sunt așa
timorată, na, ca la început, vă dați seama. Sunt mai timorată de oraș în sine, nu de mașină. Cu mașina cred că o să-mi fie ok, chiar și cu cea manuală pe care am condus-o înainte de a o lua pe asta. Eram ok și sunt ok, dar orașul e jale. Adică că noaptea e perfect, evident, pentru că nu e așa mare aglomerație, nu stai la stopuri, e... cum poate să fie, dar ziua în haosul și în aglomerația aia și toată lumea atât de crizată, toată lumea claxonează, Doamne, nu cred că v-am zis că n-am făcut un caz din asta, mă rog, nici nu e ceva neapărat important, dar când a fost frate meu la mine acum două weekenduri, ne-am plimbat prin oraș pentru că v-am zis, are și el permis și au venit cu mașina de la Buzău. Vai, și cât am stat la stopuri, măi, la fiecare stop claxonau, nu neapărat că era el primul, dar din secunda în care s-a făcut verde, au început să claxoneze și dacă mai stăteai încă o secundă, iarăși claxonau. Și așa un haos din ăsta care, mă rog, teoretic n-ar trebui să te atingă și știu mentalitatea că dă-i încolo, vezi de treaba ta. Sigur, așa este, dar pentru cineva care este la început și care nu este 100% sigur pe el, poate pentru cineva mai emotiv, poate pentru cineva mai timorat, mai... Habar n-am, nu suntem toți acești cunoscători și clar ne naștem învățați. Pentru cineva așa poate deveni intimidant. Și mă uitam și la el și am zis atunci, zic, stai liniștit, că ăștia așa sunt, adică în București, în secunda 2, atunci se crizează, mamă, n-ar aștepta unul să-i vezi disperat. În fine, mă rog, tot felul de oameni, sunt și șoferi ok și șoferi mai puțin ok. Asta pe de o parte, dar oricum ar fi, sunt extrem de încântată că în sfârșit s-a întâmplat toată povestea asta, că am dus-o la bun sfârșit, că am terminat școala, că am luat, că am trecut cu bine de oraș, că mi-am cumpărat mașină și nu o să mai depind în sfârșit de unul și de altul. Pentru mine asta a fost principalul motiv pentru care m-am apucat de școală. Nu că mă văd vreo șoferiță excelentă și că vreau eu să fiu această sunt această Schumacher care conduce prin București, în niciun caz. Dar m-am săturat să depind de unul și de altul, să mă rog de nu știu cine, să nu pot să ajung nu știu unde, să stau după Uber, să. În zona în care locuiesc eu, metroul este foarte departe. Am foarte mult de mers și mai ales acum iarna și având în vedere că eu mă mai duc și pe tocuri, adică cam tot timpul sunt pe tocuri, nu este tocmai confortabil, de asta merg atât de mult cu Uber-ul. Dar am zis că nu mai vreau să fac asta, nu mai vreau să mai depind, mai ales că am avut și experiența iurea și, în fine, cred că v-am mai povestit eu așa câte ceva și în sfârșit s-a întâmplat și sunt așa de entuziasmată și bucuroasă și ușurată într-un fel. E, pentru mine chiar e o realizare. Știu că e atâta lume care dispune de permis și că sunt unii care nici nu știu să se iscălească și totuși conduc extraordinar, dar nu cred că neapărat că au legătură una cu cealaltă, iscălitul cu condusul. Dar pentru mine, fiind prima dată și nefiind genul ăla de om care la 18 ani gata mașină și permis luat, cum e fratele meu, de exemplu, pentru că el are multe abilități din astea fizice și nebunit cu mașinile, eu nefiind genul ăsta de om și făcând o școală ceva mai târziu, adică abia acum la 27 de ani, e ceva special și chiar sunt ușurată, v-am zis, ușurată și încântată până la cer. Un alt punct pe care voiam să-l menționez, pentru că știu că am mai avut discuția asta cu voi, cred că în cadrul vlogmasului, vă zisesem eu atunci că aș prefera mașină la mâna a doua. Cu toate astea, am mai cântărit situația, am mai discutat și eu cu niște oameni, am investigat așa piața să văd cam ce se găsește și unul la mână că nu s-a găsit exact ceea ce-mi doream eu, adică o mașină automată, mișto, iar ce am găsit automat și să se potrivească cu gusturile mele și să fie și așa într-un preț decent, era la o diferență foarte mică de una nouă. Adică, dau așa un exemplu pur la întâmplare, să zicem, nu știu, o mașină automată, 1000 de lei, bat câmpii, evident, la mâna a doua, în timp ce una nouă era la 1200 de lei. Deci, pentru o diferență din asta, am zis că n-are rost. Mai bine să-mi iau o mașină nouă, îmi extind garanția la ea, o să încerc să fiu prudent, oricum v-am zis că nu gonesc, că acum un pic de baftă să am, pentru că, atenție, am destulă, sunt chiar foarte prudentă. Și am considerat că e mai bine să merg pe ceva nou și în felul ăsta mi-am luat exact ceea ce am vrut eu, pentru că mi-a picat ceva cu tronc de multă vreme și cred că v-ați dat seama deja că n-am să vă zic marca, dar nu este nimic mega cool. Deci nu e o mașină de mega fiță, este ceva feminin, mișto, într-o culoare care îmi place foarte mult, care mi se potrivește super bine și cu care m-am împăcat beton. Deci de când am făcut test drive-ul pe ea și am mai făcut și pe altele, dar mai ales pe asta am simțit că bă, asta e, când m-am așezat așa pe ea și am și scaune încălzite, am vrut neapărat asta, când am pornit căldura aia în scaune și am putut să mă învârt un pic cu ea,
Am zis, asta este. Am simțit-o, nu știu, parcă a fost așa o conexiune. Vai, dar nu vă spun că m-am dus-o achit, că îmi tremurau mâinile, pentru că sunt niște eforturi pentru mine, sunt niște bani pe care îi strâng de multă vreme, erau bani pe care mi-i pusesem deoparte pentru o posibilă casă, bineînțeles că nu aveam suma necesară, iar la momentul ăsta clar nu o mai am, dar aveam niște fonduri puse undeva, ca într-un viitor, după ce o să adun bani, să pot să-mi cumpăr o casă, să nu mai plătesc chirie, în continuare, să nu mai depind de alții. Și odată ce a venit asta cu mașina, am renunțat cel puțin temporar la pune bani acolo pentru casă. Sigur, o iau de la capăt, adică eu constant am ceva pus deoparte pentru zile negre, pentru, Doamne ferește, vreo nenorocire, habar n-am, banii ăștia care erau pentru casă și am intrat în ei pentru că am vrut neapărat mașină și n-am vrut să iau ceva ce nu mă bucură, ce nu mi se potrivește. Am zis, lasă așa, e ok, oricum. Banii mei fac ce vreau cu ei, eu mă spăl cu ea pe cap sau cu ea pe cap dacă este să fac vreo greșeală. Și în momentul în care m-am dus-o achit, îmi tremura așa mâna pe hârtiile alea pe care le-am semnat, pentru că n-am plătit niciodată o sumă așa de mare pe ceva, n-am deținut niciodată vreo proprietate și făcând mișcarea asta acum a fost una mare pentru mine, că sunt bani adunați lună de lună, lună de lună, am strâns la ei, am muncit pentru ei, muncesc în continuare de însară capacele și, într-adevăr, rezultatele se văd, adică sunt extrem de încântată pentru că știu foarte bine că mașina aia eu mi-am luat-o, eu muncit pentru ea, e munca mea, e fiecare bucățică din ea, fiecare piuliță, fiecare șurubel este obținut prin munca mea și asta o face de 50 de ori mai valoroasă și o iubesc cu atât mai mult. Nu vă spun că m-am uitat astăzi la ea, am pupat-o, am îngăiat-o, am pipăit-o, deci trebuie să-i găsesc și nume cât de curând. Dacă aveți sugestii, lăsați-mi acolo în comentarii. Da, și nu a fost tocmai ușor când am renunțat la bani, dar măcar știu că am făcut ceva cu ei. Adică rămâne ceva, să zic așa, îmi va fi utilă, îmi va folosi la ceva și... Da, sunt extaziată maxim. Deci asta a fost atracția zilei. Iar după ce am luat-o și am parcat-o, m-am dus eu la treburile mele. Vă dați seama că n-am putut să stau toată ziua, că oricum am plecat într-o pauză. E, și cât timp eram la muncă, mă gândeam numai la ea. Că nu mi-a ars deloc astăzi. Am fost cu mintea în cu totul alte direcții. Pardon? Am fost cu mintea în cu totul alte direcții. Mă gândeam numai la ea. La ore ce face? Dar să mă mai duc să mă uit, să văd, să văd. E bine, e acolo, e acolo. Ok. Da, stă și acum, îmi stă mintea numai la ea. Dar am înțeles că trebuie să-i fac rodajul. Adică mi-a spus domnul de la reprezentanță, de la care am cumpărat-o, că ar fi bine să fac așa vreo 1000 de kilometri cu ea înainte să intru ca lumea în București. Și 1000 de kilometri, nu știu unde pisici o să-i fac eu, dar cred că în weekend o să dau o fugă până undeva. N-aș ști să vă zic exact unde, dar undeva pe aici prin apropiere, să mă vor cu ea, poate mă duc până la Buzău, o fugă, nu știu, poate mă duc până la munte, poate mă duc până la mare, de ce nu, mai ales de vremea asta superbă, dar atâta timp cât nu ninge și sper să nu ningă, o să fac niște kilometri cu ea, niște sute, măcar ca să-și mai dea drumul și să lucrez și la treaba asta cu rodajul. Și cred că am să vă iau cu mine. Mâine, nu știu ce zi, mâine cred că e joi. Cred că e joi. Da, mâine nu știu dacă o să filmez neapărat. De fapt, nici vineri, nici nu știu ce să zic. Dar oricum, nu e asta ultima zi de vlog. Vedem cam ce activități interesante o să am în zilele următoare și dacă este să nu filmez mâine, dacă este să nu filmez poimâine, oricum, sâmbătă sau duminică, atunci când va fi să plec cu ea, pentru că o să plec 100%, o să plec cu ea, vă iau cu mine și vedem ce facem. Vii cu mine sau te iau, știți voi. Vorba asta de duh. Da, deci... Deci fără de ce, cam asta este situațiunea. Acum că v-am pus în temă și cu asta, să știți că am două pisici extraordinar de obosite. Unul e chiar aici lângă mine, Poirot e lângă mine, se întinde, se pisici și de întoarce, așa, muțește cum fac ei. Nu știu dacă v-am zis, dar ei au întors, cel puțin Poirot, din ăla mut, simți vibrațiile gâtului, adică îți dai seama că toarce și dacă apropii urechea foarte aproape, dacă apropii foarte aproape, evident, de el, poți să auzi așa niște hrâituri din gât, dar nu e un tors din ăla puternic. Poate știți că sunt anumite pisici care torc, băi tată, îi auzi cu ușa închisă de pe partea ailaltă a blocului, adică bubuie cât de tare torc. Eu n-am baftă de pisici din astea. Rumbu și el încearcă, e puțin mai
vocal decât Poirot, adică se aude puțin mai tare, dar nu ceva așa să zici că toarce de rupe. Și nu cred că v-am zis, dar în ASMR-ul ăla pe care îl mai ascult eu, de asta v-am zis sigur, să știți că ascult și tors de pisici. Adică sunt niște clipulețe pe YouTube cu niște pisici care efectiv torc. Nu vezi nimic, e aceeași imagine pe toată durata clipului, dar auzi așa cum se repetă torsul ăla și e foarte relaxant pentru mine, extrem, extrem de relaxant câteodată când am de lucru sau, nu știu, vreau efectiv să mă relaxez, îmi pun căștile în urechi, ori atunci când sunt acasă, bubuie în boxe, pisici care torc. Și am și eu torcăială în casă. Cu ăștia doi ne fac nimic. Și e foarte mișto. Chiar îmi place mult. O să mă duc acum să mănânc și eu ceva, după care mă pun pe editat, pentru că trebuie să mă apuc de pantofăreală, marea pantofăreală a zilei. Sper să-mi iasă treaba. Să finalizez astăzi editarea, că dacă o las pe mâine... Nu știu ce să zic. Ideal ar fi să o finalizez de editat, adică ce fac eu direct în calculator. După aia procesarea din momentul în care urc pe YouTube e cu totul altceva și aia nu mai ține de mine. Dar măcar să finalizez eu editarea ca să am mâine ziua liniștită. Așa că mănânc, mă pun să editez, demachiat, dacă îi facem un duș, dacă nu fac mâine dimineață, și apoi mă bag în pat cu blănoșii, sper, dacă m-or tolera și pe mine, și băgăm soamne. O să am un somn liniștit și plin de purici care să mă sărute. Mulțumesc că v-ați uitat până acum. Ne vedem mâine, pui mine sau răs pe mine sau răs pe mine, nu știu când, dar cert este că nu finalizăm vlogul. Vrum, vrum. Se știe. Noapte bună, revin. De când n-am mai vorbit, mă vedeți așa ușor diferită? Nu, de fapt părul tot drept este, atâta tot că am alt ruș și nu mai am far la ochi și bineînțeles alte haine. În fine, este sâmbătă și plec înspre Constanța, după cum v-am zis când am vorbit ultima dată cu voi, cred că nu, miercuri era de fapt, vă spusesem că trebuie să mă ocup de rodajul mașinii și asta vom face, o să mergem până la Constanța, te rog eu nu-ți mai ascuți ghearele în fotoliu, o să mergem până la Constanța și înapoi, deci nu stăm, este doar o plimbare făcută pentru mașină. Dacă om avea timp să facem niște poze pe acolo, ar fi minunat, cu toate că la cum se arată mă îndoiesc, este 10 și ceva acum, având în vedere că eu conduc încet, o să ne ia mai multe ore, cu ce oprire o mai avea pe drum, mă îndoiesc profund, ținând cont că se întunecă la 4, deci nu cred că o să-mi iasă faza asta. Dar oricum, am luat la mine aparatul, camera, să fiu sigură, mai bine să fie decât să nu fie, am luat și niște recuzită, îmbrăcată confortabil, încălțată confortabil cu bocanci, grosuță așa, drăguț, și o să plecăm la drum. Am vrut doar să vă pun la curent, să dau bună ziua, desigur, să-mi prezint mufa, iar acum ne tirăm. Așa că hai. O să tragi tu ăla? Multe emoții și multe picioare tremurate și, mă rog, așa cum e la început, mai ales în sensurile giratorii, acolo se pare că am niște probleme și mă panichez și mă pierd, dar a fost fără incidente. Din fericire, bine, am avut și ajutor, nu pot să zic că am fost doar de capul meu, însă am ajuns cu bine. Suntem în Mamaia momentan și mergem spre ponton, pentru că este binișor de poze. E undeva în jur de ora 2, deci n-am făcut chiar atât de mult, hopa, atât tot că bate vântul, e frig, bineînțeles, deși se putea și mai frig dacă ningea, cred că ar fost mai nasol, dar mergem să încercăm niște poze, să vedem ce se poate face acolo. E foarte pustiu, e foarte dezolant. Eu n-am mai fost niciodată la mare iarna, e prima dată când vin și e foarte diferit, bineînțeles, de cum arată vara. Sunt toate hotelurile astea comuniste construite pe vremea pușcatului,
care sunt pustii, normal, și nu prea sunt oameni, sunt foarte puțini. E liniște, nu e muzică, evident, nici nu prea auzi marea, deci e o senzație foarte diferită de marea aia pe care o știu eu vara. Dar să vedem, poate începe să-mi placă, cine știe. Și am mâinile sloi. Scoici, cine vrea scoici? Pietrele, bate vântul într-un mare, mare hal. Cred că vedeți că țipenie de om pe plajă nu prea. Uite, vedem niște oameni acolo. Se plimbă. Și aici e pontonul, unde eu vreau foarte tare să fac o poză. Acum să vedem dacă pot, pentru că există problema asta. Dar eu vreau să mă bag doar acolo, adică nu mă duc în valuri. Prima dată când calc, când nisip cizmele. La mare neagră, de fapt în orice mare. Pe frig? Am stat, cred că 5 minute pe ceas, maxim 10, cu poze cu tot. Am dat așa o tură de 5 metri, mă zic, pe plajă, am salutat pescărușii, erau și niște rățuște care nu păreau deloc deranjate de frig, dar eu cel puțin am degerat maxim, deci sunt cu mâinile roșii, nu știu dacă mă vedeți sau vă dați seama, însă este frigul de pe lume și mai și picură. Și o să plecăm acum, mergem spre direcția cazinoului, ne plimbăm și pe acolo cât om putea, dacă om putea, eventual să fac niște poze și acolo și dacă cineva își face milă de mine, poate mergem să și mâncăm, pentru că eu n-am mâncat nimic astăzi. Și am cam terminat cu pozele pentru că nu e vremea, dar am reușit până la urmă munca de convingere și mergem să mâncăm la Bacaro, sper eu, pardon, la Bacaro, sper eu, în port. Nu știu dacă vă amintiți că v-am mai luat cu mine aici, cred că de minim 3 ori, dacă nu chiar 4. Acum fiind ora 4-a, ora 5-a, deci am mai fost de multe ori. E un restaurant tare fain, unde au mâncare super bună și întotdeauna când sunt la mare ajung și la ei, pentru că a fost o experiență super ok. Nu e nicio măsuță pe afară, adică normal, nu sunt terasele de altă dată. Muzică se aude doar așa din interior. În schimb, văd că sunt luminile aprinse. Asta fiind emoția mea cea mare, ca nu cumva să fie închis. Că dacă e închis, probabil că mâncăm la Mac sau ceva în zona. Sănătoasă, fără nicio zgârietură, nici eu, nici mașina, am fost ok, slavă Domnului că a ieșit ok. Ok, nu vreau să spun extraordinar pentru că nu a fost extraordinar, evident, m-am panicat în anumite situații și nu știam ce să fac și mă panichez și mai mult în momentele în care văd că enervez oamenii. De exemplu, era un nene în spatele meu undeva la o trecere de pietoni, am acordat prioritate pietonilor, deși aveam timp să trec, dar am preferat să stau, să am mai mult timp la dispoziție. Și nenea din spatele meu, în momentul în care am oprit ca să le acord pietonilor prioritatea, era făcut așa cu mine pe volan și îl vedeam că e foarte nervos și îmi imaginez că pe asta era nervos. Dacă nu e din cauza asta, înseamnă că sunt eu paranoică, ceea ce oricum este foarte, foarte posibil să fie adevărat. Au fost anumite momente când mi-au tremurat picioarele, când m-am emoționat, când mi-a bătut inima mai tare. Pe autostradă e ok, că na, mergi înainte, nu prea e mare lucru de făcut acolo, atât tot că mai e câte o depășire din când în când. Acolo n-au fost probleme, dar în Constanța, Doamne, ce aglomerație era! Nu mă așteptam să fie așa. Chiar și Mamaia au fost destul de multe mașini, pietoni nu așa mulți, v-am povestit pe măsură ce am vorbit cu voi de acolo din stațiune, dar foarte multe mașini, mă așteptam să fie mai liber având în vedere că nu este sezonul. Nu știu,
Poate am eu o percepție greșită. În Constanța pot să înțeleg, în Mamaia. În fine, erau multe, multe, multe mașini. Și în sensurile giratorii acolo mă mai panichez cu prioritatea. Că stai, că ăla, că ăla, stai, că vine și ăla, stai așa, că unele intersecții sunt foarte mari, nici nu am reflexele foarte bine stabilite. Nu știu, cu orientarea nici acolo nu pot să zic că stau extraordinar, pentru că na, a fost, ăsta de fapt a fost primul meu drum lung, n-am condus niciodată atât de mult, cel mai mult pot să zic că am condus când am mai făcut așa prin oraș înainte să-mi iau mașina, adică o ședință de principiu la școala de șofer a fost cam o oră jumate și ce am mai condus eu prin oraș pe aici cu mașina mea, dar cred că mai mult de 2 ore, să zic, maxim 3, nu cred că am condus, iar astăzi am condus destul de mult. L-a dus, am condus doar eu, l-a dus până în Constanța, până în Mamaia, de fapt, după aia din Mamaia până înapoi în oraș, în Constanța, la întoarcere iarăși am condus eu dacă am jumătate de drum. Și nu pentru că nu mai voiam sau pentru că mă plictisisem, dar simțeam că mă doare piciorul. Mă durea piciorul drept pentru că am stat cu el constant pe accelerație, pe accelerație și pe frână. Dar e atât de bine, Doamne, este minunat să nu mai fac griji cu schimbătorul de viteze sau că mi se oprește motorul, deci vai, aveți gura urită, cei care mi-ați recomandat sau cele mai degrabă, care mi-ați recomandat mașina automată, vai, plecăciuni, reverențe, e genial să nu mai fie nevoie să apăs pe pedala aia, să nu mai am grijă ambreiajului de nicio formă, de niciun fel, e super, nu? Era, la un moment dat, aflându-mă la stop, la semafor, mă rog, aveam tendința de a pune schimbătorul de viteze pe zero și îmi dădeam seama, mă duceam așa cu mâna și îmi dădeam seama că stai, ce fac, că nu e nevoie să fac chestia asta. E absolut genial, face lucrurile atât de ușoare, iar cu mașina m-am împăcat super bine, cu toate că nu e prima dată când o conduc, dar acum a fost așa drum lung și cu emoții și v-am zis, însă ne-am împăcat super, super bine și sunt tare încântată de alegerea pe care am făcut-o și sper să mă țină și mai departe. În rest, Constanța e diferită și atât. În continuare, mie îmi place la mare, dintotdeauna mi-a plăcut foarte mult la mare și cazinoul ăla, mereu când îl văd, pe de parte mă bucur pentru că e în continuare frumos, pe de altă parte mă întristează că e lăsat așa de capul lui, cu toate că am înțeles că se încearcă ceva lucrări de reabilitare, sper. Nu știu, mi-ar părea foarte rău să dispară la un cutremur sau habar n-am să se ducă, pentru că e chiar super, mă uitam la el, vai. Și am făcut niște poze acolo, am mai făcut pe ponton, o să le editez eu și le veți vedea pe Instagram cu siguranță sau pe Facebook, mă rog, unde mă urmăriți voi, dacă mă urmăriți acolo. Am mâncat foarte ok și apoi am venit direct spre București, deci nu a fost ceva, un drum de relaxare, a fost făcut cu un scop, cu scopul condusului. Din fericire am ajuns la timp și pentru poze, dar eu acum calculasem și estimasem, mă gândeam că nu o să reușim, că o să se întunece sau oricum așteptam la ceva cataclism, să se întâmple ceva și să nu reușesc. Am avut baftă și cu asta, deci per total a fost ok. Dar na, o să mai dureze până când o să-mi formez reflexele astea și o să am ochiul ceva mai bine format. Repet cuvântul, dar asta este ideea, formare. Trebuie să mă obișnuiesc, să stabilez niște reflexe, să mă formez, să mă acomodez cu niște lucruri. Că, na, așa este la început, dar sper să-mi iasă. În altă ordine de idei, mă uitam acum la fața mea, atât vă mai spun și după aia vă las în pace, în caz că nu mai vine ceva. Mă uitam acum la fața mea, cred că voi nu vedeți foarte bine cum lucesc, dar să știți că îmi lucește fața rău de tot. Și m-am dat azi dimineață, când m-am machiat, cu astea două, pe astea le-am pe față. Bine, pudră și alte alea, dacă ai idee de fund de ten și cremă. Am asta de la La Roche-Posay, Tolerian Sensitive Rich, nu știu ce, v-am mai povestit eu de chestia asta, am și postare pe blog făcută pentru ea din vară, cred că era, și cred că v-am prezentat-o și niște favorite ceva, e foarte ok. Bine, mie îmi place La Roche-Posay în general, e un brand foarte potrivit pentru tipul meu de piele și v-am mai zis, ten gras sau acneic, recomand cu căldură, iar eu pe asta o folosesc de multă vreme, cu toate că mai alternez cremele, dar acum am început un tub nou și chiar ne împăcăm foarte bine și după aia mi-am aplicat ăsta. Nu m-am dat cu Revlonul, pentru că să vedeți circ, groază și haos. Când mă dau cu Revlonul, parcă am senzația că mi se usucă mai mult fața, adică se adună așa, se formează niște cojițe și parcă îl văd că mi se usucă, cel puțin acum în perioada iernii, vara e ok. Și am să mă dau cu ăsta, că ăsta nu e chiar așa, ăsta e puțin mai hidratant. Și îmi lucește fața, ce să vedeți, deci, oricum mă dau tot, nu e bine. Da, e ok, probleme existențiale, evident.
Acum încheiem vlogul. Ăsta a fost pe, nu pot să zic ultimele 3 zile, dar sunt 3 zile din săptămâna ce tocmai a trecut. O să mă duc să mă schimb, că n-am apucat, am vrut să vin la voi doar așa cu impresii la cald. Mă duc să mă schimb, aș vrea să vă arăt și un blănos așa de încheiere, ca să vedeți ceva pufos și drăguț, nu pe mine, că pe mine mă știți. Și știți și pe ei, dar știu că îi placeți mai mult pe ei decât pe mine, ceea ce mi se pare normal până la urmă, pentru că sunt adorabil, că e mama pe ei. I-aș fi arătat, n-avem cum. O să mă duc să mă schimb, să mănânc și eu ceva, să fac un duș neapărat, după care să mă culc, pentru că sunt destul de obosită. Iar voi veți vedea vlogul ăsta mâine. Deci la mine acum e sâmbata, mâine este duminică și îl veți vedea, pentru cine nu știe, joi și duminică, de la ora 7, pun câte un clip. Încerc, în general, de la ora 7, joia trecută nu prea mi-a ieșit. De la ora 7, dar am postat totuși, adică sunt acolo. Că nu vrea YouTube-ul să fiu la ora 7, asta e partea a doua, dar eu sunt. Nu lipsesc, nu șomez, nu absentez, fără scutire medicală. Știi? Gata, vă las în pace. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-a plăcut vlogul meu. Sper că mi-a împărtășit entuziasmul și bucuria asta din ultimele zile. Și vă urez, bineînțeles, zi seară minunată. Abia aștept să ne vedem și data viitoare. Mulți pupici! Pa! You always searching for a better thing. Wanna replace me?